O să deschidem practic proiectul nostru de QGIS și o să vreau să facem puțin, puțin diferit, mergem la project și avem acolo opțiunea Open Recent, adică o variantă simplă în care pot să văd toate proiectele pe care le-am deschis. În principiu e unul din proiectele ultime cu care am lucrat și anume M-a Angajament Lempeș. Bun, după cum văd, mă atenționează că fondul ăla nu există, trec peste, am văzut că putem să facem lucrul ăsta. Ce aș vrea să mai testăm? Evident, rasterele ăștia pe care noi am pregătit, i-am pregătit să avem offline. Pe de o parte am văzut că unii erau deja pregătiți, alții, adică Google Lempeș l-am pregătit împreună. Dar ca să nu rămână un subiect neatins, aș vrea să plecăm de la următoarea realitate, și anume, va trebui să îi construim noi de la zero. Da? Bun, pentru asta, după cum spuneam, în proiecte avem acolo un folder numit date suport. Și să o luăm concret, deci ce am văzut aici, că avem IMG Lempeș. Dacă mai țineți în minte această imagine infraroșu, da? Și cumva să înțelegem puțin, provine din date suport, din folderul GeoMIR și o să vreau să aducem, da, într-un grup nou pe care să-l numim internet, pentru că îl facem doar de test și va rămâne doar pe calculatorul nostru și preferabil nu o să salvăm, pentru că de regulă asta implică conexiunea la internet și dacă cumva uiți și save-ul ăsta va conține datele astea și voi vrea să-l deschid când nu sunt la internet sau sunt la pădure, o să am o mare problemă și o dureze foarte mult până practic mi se deschide. Dar ce pot să fac? Păi pot să fac în felul următor. Pot să adaug un grup, să zicem, da, pentru exemplificare. Clic dreapta, Add Group, o să zicem internet, ca să fie oarecum sugestiv și să nu-l arunc în celelalte, să fie simplu să îl dăm afară sau, mă rog, închidem proiectul și nu salvăm. Și haideți să vedem, o să debifăm puțin IMG Lempeș și aducem GeoMIR. Da? Evident că mă întreabă în ce sistem de proiecție sunt, o să folosesc 3844, toate sunt în 3844. După cum pot să văd, mi-a adus grupul GeoMIR, da? Pe care aș vrea să îl introducem, dacă vreți, în grupul internet. Da? Pentru că o să putem acum să le mai grupăm noi odată, mai facem un QR împreună, pe care la un click distanță să le putem aduce pe toate, atât cele de la serviciile de la GeoMIR, cât și vedem aici, mai avem raster ANCPI, în care ce avem? Avem așa, mai avem cadastrul ANCPI, o să vă rog să-l aduceți și pe ăsta în ecran. Cum aducem, îl selectăm și îl tragem în ecran. Trebuie să luăm în calcul că nu e un serviciu foarte rapid, e destul de lent. De-aia vă spuneam că preferabil e dacă nu am o conexiune bună la internet, nici măcar să nu le aduc într-un proiect, că nu fac altceva decât o să meargă foarte, foarte greoi, da? Sau efectiv va bloca și atunci să nu mă surprindă lucrul ăsta. Dacă vreau ca grupul ăsta, cadastrul ANCPI, să fie lângă cel de GeoMIR, ce o să fac? Păi o să-l țin apăsat și, vedeți, o să îl introduc în același grup, așa cum am mai făcut împreună. O să-l debifez tocmai ca să, după cum puteți să vedeți, în măsura în care practic să încearcă să conecteze, mi-apare această bară albastră aici, care cumva îmi sugerează că încarcă. Da? Funcție de conexiune și modul în care serverul e folosit, evident că probabil că voi primi un răspuns mai rapid sau mai puțin rapid. O să vreau să-l avem dezactivat și vedem că mai avem inclusiv aici ortul ANCPI, da? În zona de browser, aici la rasta ANCPI, haideți să-l aducem și pe ăsta în ecran, ca să înțelegem că de aici practic mai putem să găsim o serie de imagini. Avantajul la imaginele care vin de aici din ortul ANCPI, că știm și anul în care a fost imaginea, comparativ cu cele care sunt în GeoMIR, în care sunt un mozaic, deci practic sunt făcute în decursul timpului și sunt combinați pixeli acolo. Nu mai știm exact anul din care au provenit. Cum spuneam deja, da, serverul, din păcate, nu e unul foarte, foarte rapid, așa că procesul ăsta e unul destul de lent. Deci, unde îl fac? Îl fac doar la birou. Îl fac cu scopul de a-mi pregăti niște imagini pe care să le folosesc ulterior. Deci, cu alte cuvinte, va trebui să le descarc, da? Deci trebuie să am neapărat o conexiune bună și evident că mă duc în teren sau sunt cu un internet mai slab, să nu trebuiască să mă chinui sau să aștept de fiecare dată ca acest proces să fie rulat, ceea ce înseamnă că, după cum vedeți, e consumator de timp. Într-un final a venit,
Aici deja avem imagini aeriene practic care sunt grupate pe an. Da? Deci practic avantajul e că aș putea să văd anul. Întotdeauna pentru zona mea de interes, cum voi proceda? Păi în primul și în primul mă va interesa să văd dacă găsesc pentru zona de interes imaginea cea mai nouă. Da? Deci cu alte cuvinte o să mă duc la A2020, o să bifez, o să trebuiască să aștept puțin să se încarce. Repet, procesul ăsta nu-l fac decât la birou, când efectiv am internet de doamne așa, și pot să primesc totuși un răspuns. Da? Și ce voi vrea să fac? Voi vrea să realizez un export. Da. După cum văd, Aerian 2020 este prezent pe zona mea, da? Deci sunt norocos, să zic așa, am o imagine relativ recentă, dacă putem spune, ținând cont că suntem în 2023 și imaginea din 2020, dar faptul că dispun de ea, evident, s-ar putea să-mi folosească în teren. Și ca să închidem, practic, acest scurt tutorial, măcar cu acest lucru, haideți să vedem dacă ne aducem aminte cum anume exportam această imagine. O să mai trecem o dată prin pași într-un raster care să fie salvat local și pe care, evident, că dacă voi vrea să-l am și în telefon, va trebui să reîncarc, să-l arhivez și să-l mai reîncarc o dată. Îmi aduc aminte că aveam această bară de stare în stânga jos, da? E suficient să apăsăm acolo Type to Locate, e suficient să scriem acolo, dacă mai țineți map sau Convert, da? Și ce avem? Convert map to raster. Bun, la minimum extentul render pot să desenez, pentru că am o zonă mai mare încadrată, aș putea să-mi desenez o zonă în care să mă încadreze. Cum voi face lucrul ăsta? Vedeți, prima opțiune, cum spuneam deja, a minim extentul render, dau click pe cele trei punctulețe și folosesc opțiunea Draw on Canvas. Da? Selectăm Draw on Canvas, ce fac? Mă duc cu mouse-ul, mie îmi place totdeauna să pornesc din stânga, dar are important să puteți porneți din orice direcție. Pornesc din stânga sus, da? Cum privesc ecranul, țin apăsat click normal și efectiv desenez un dreptunghi, în așa fel încât să încadrez toată zona mea de interes. Bă, cum vedeți, se observă așa, oarecum, ca și cum aș pune o folie peste partea mea. Dau drumul și văd că deja am preluat această informație. Mă duc mai departe, evident că nu trebuie să-i las un buffer, am fost generos când am ales zona să fiu deja în afara ariei mele de interes. La Map Units per Pixel am zis că folosim un metru, da? Deci în general la pădure e varianta minimă, nu prea merită, vreau să fie totuși relativ decent ca și spațiu, să nu ocupe foarte mult spațiu. Make background transparent, adică în afara zonei de interes să nu pună nicio altă culoare, pentru că efectiv nu-mi doresc lucrul ăsta. Și iarăși nu uit, da? Pentru că eu am foarte multe layere aici, bifate sau debifate, eu sunt cel care aleg care e acel strat pe care vreau să-l exporte. Am zis că facem un experiment cu A2020, mă duc la Output Layer, Save to File și unde voi salva? Păi mă voi duce în amenajament Lempeș, pentru că aici e tot exercițiu, la raster, da? La raster și după cum putem să vedem, aș putea să folosesc aceeași nomenclatură, adică Aerian și să pun și anul, pentru că sunt poate situații în care vrea să iau chiar 2 ani cu mine sau varianta în care aș vrea să am doar ultimul an. Atât timp cât o să facem nota asta, dacă vrem să folosim și pe telefoanele iPhone, va trebui ca tipul de fișiere să fie TIFF, să nu fie JPKG. Da? Ceea ce noi implicit avem setat în momentul de față, dacă mai țineți în aplicație. Bun, îi vom da click pe Save. Mă asigur că am făcut toți pașii. Dar, exact, mă asigur că am făcut toți pașii, dar n-am făcut toți pașii. Deci, cu alte cuvinte, nu am selectat care e stratul pe care vreau să îl exporte. Da? Deci, de-aia recomand întotdeauna mai arunc o privire de final înainte de a da run, că evident că remarca e foarte bună. Dacă nu am selectat nimic, am mai avut discuția asta, tot ceea ce e în ecran va fi. Și nu-mi doresc asta, vreau să fie doar Aerian 2020, ceea ce înseamnă că la Layers to Render, mă voi duce pe cele trei puncte și voi selecta A2020. Da? Și dăm un OK. O singură referință, pentru că noi exportăm ce? Zona hărții. În ce sistem de proiecție va fi creat? Păi în sistemul de proiecție al hărții. Atât timp cât am
făcut și avem definit aici 38-44, înseamnă că și rezultatul final se va exporta în sistem de proiecție 38-44. Mai arunc o privire, da? Și acum înțelegem importanța, pentru că așa nu-ți scapă nimic, pentru că altfel, dacă e ceva ce nu funcționează sau nu arată cum mă așteptam că trebuie să arate, cu siguranță că am ratat ceva în faza asta inițială, apăsăm pe butonul Run și evident, pentru că luăm niște date din internet, cum spuneam, fac procesul ăsta când am efectiv, acum faptul că îl facem și mai mult, o să dureze practic puțin, pentru că el ce va face? Va duce la un zoom în așa fel încât să ne poată lua pixele la rezoluția respectivă de 1 metru, pe ce? Pe extentul pe care noi l-am stabilit. După aia, în partea din stânga jos pot să văd și, așa, și exact procentul, văd că a fost unul destul de rapid și evident că văd că mi-a și adus aici Airian 2020. Ce voi face? Păi aș putea să debifez puțin acum imaginea aeriene. Pot să văd că zona care mi-a rămas, evident că el ce a făcut, a luat un tile, deci a luat un pătrat. Mai țineți minte, am zis că îl facem la o rezoluție de 1 metru și aș vrea să putem să vedem puțin lucrul ăsta. Da? Din punctul meu de vedere, pentru management e o informație destul de bună. Evident că e un compromis pe care l-am făcut, în sensul că haideți să mai bifăm încă o dată imaginea originală, o debifăm pe asta exportată. Ce pot să constat? Pot să constat că există o mică diferență calitativă, da? În sensul că parcă a apărut un mic blur la nivelul arborilor, vedeți? Dar, din punctul meu de vedere, nu e ceva care să ne încurce, nu suntem la nivelul la care ne dorim să numărăm arbori, ci ne dorim să vedem eventualele modificări la nivelul coronamentului, la nivel de suprafață de ordinul sutelor de hectare, zecilor de sutelor de metri pătrați sau poate chiar mii, și nu neapărat 50 metri pătrați, ceea ce am pierdut cu siguranță într-o rezoluție metrică, da? Ce o să fac? Păi o să iau, o să debifez practic din imaginea aeriene, da? Ceea ce vine, o să debifez și geomirul, deci le debifez pe toate din internet și ce mă asigur, și asta aș vrea să ne asigurăm toți, că Airian 2020 în cazul ăsta îl vom adăuga unde? În zona de raster, adică cu alte cuvinte unde se află el, dacă e, haideți să ne mai uităm și în browser. Deci îl avem unde? În raster și după cum noi am stabilit aici să fie exportat, aici s-a și exportat, da? Ceea ce înseamnă că îl vom putea avea pe telefon. Avem acest grup de internet unde știm că putem să aducem serviciile astea din internet, da? Vedeți acum le avem debifate. Ce aș vrea să mai facem păi am putea să salvăm QLR-ul ăsta, da? În care să nu mai trebuiască să le avem și, deci dacă vă aduc aminte, noi la date suport avem trei lucruri pe care trebuie să le aducem. Dacă vreau să fie, să zic aici, resurse, haideți să facem un QLR nou pe care să îl punem în date suport și să-l numim resurse raster, da? Cum facem lucrul ăsta? Păi dăm un click dreapta pe internet, îi spunem export, da? Save as layer definition file. Vedeți, el ne duce în geomir pentru că acolo a fost ultima oară unde am salvat. Am zis că vreau să fie în date suport și să-l numim aici raster internet. Da? Haideți să-i punem internet ca să nu avem niciun dubiu. Atât timp cât nu avem internet, să nu ne mirăm dacă aducem acest QLR. Evident că nu o să întâmple absolut nimica. Putem aștepta mult ce bine, nu o să se încarce niciodată. Da? Să știm clar că astea vin din internet. Îi dăm un save. Și putem să închidem interfața asta prin care am exportat, nu ne mai interesează, să nu ne încurcăm în ea. Aș vrea să ce să facem? Să dăm afară grupul ăsta de internet, nu mi-l doresc practic pe telefon, și oricum am spus, ne pregătim hărți și plecăm de la premiza că nu avem internet. E cel mai bine să plec la o premiză care de cele mai multe ori se face verifica în teren. Cum fac lucrul ăsta? Dăm click pe internet și dăm un remove. Nu trebuie să mă îngrijorez, deja ordinea asta am salvat-o. Pot oricând să-l readuc dacă am nevoie sau vreau să mai export, și ar trebui să mai facem aici un singur lucru, și anume am putea să mai facem o temă, da? Pentru că dacă tot am adus-o, altfel va trebui să o bifez manual, am putea să facem încă o temă nouă, în care practic să avem aerian și de asemenea, cum am făcut și cu Google, putem, dacă vreți, să ne lăsăm și varianta de piețe, da? Pentru că, să zic așa, de acel grid de 25x25, după cum văd, există ceva diferențiere sub raportul coroanelor. Acum, ortofotoplanurile astea nu sunt suficient de bine discriminate încât să pot să trag niște concluzii, dar
E o informație în plus pe care, știți cum e, dacă nu o ai, atunci simți nevoia să o ai, dacă o ai și nu-ți trebuie, asta e, nu o să o folosești. E mai bine, practic, să o ai pregătită și să o ai cu tine. Cu siguranță, cel puțin, vedem și aceste zone la un nivel mult mai bun. Cel puțin, deja aici atrag concluzia că aș avea peste o jumătate de hectar. Deci, cu alte cuvinte, validez asta în teren, dar aici deja se justifică să am o suprafață nouă, pentru că, cu siguranță, pare a fi altceva. De asemenea, dacă vă uitați și aici, practic, se vede o mai bună individualizare. Mai mă pot uita o dată pe Google să văd cum arăta. Evident că și aici se vede la fel. Da. Deci, cu alte cuvinte, nici Google nu e foarte vechi. Bun, deci am zis să facem o nouă temă, dar tema respectivă ce să avem? Să avem bifat aerian 2020, deci nu vrem altceva să avem la raster. Și am zis că lăsăm și auxiliarele și vedem date, limită, teren, borne și partea de amenajament. Cum făceam o temă nouă, dădeam click aici pe ochi, adică Management Teams, și îi spuneam Add Team și aici practic o să putem să-i spunem aerian 2020. Da. Cum spuneam, nu ne zgârcim la caractere, nici nu scriem o poveste prea lungă. Important este să fie suficiente elemente în așa fel încât să fie explicit. Și nu uit să dau și eu o salvare proiectului. Dacă mă uit acum, lângă temele pe care le aveam, evident că s-a adăugat și tema cu ce? Cu Aerian 2020. Deci, la nevoie, voi putea să o folosesc și pe asta. Repet, practic, acest tutorial a fost legat de faptul că ce aș putea să fac. După ce am adus informațiile pe care le aveam în amenajamentul vechi, am adăugat stratul în care voi culege puncte. Mi-am pregătit auxiliarele, în sensul că mi-am făcut acele pătrate de 1 hectar, de 100 pe 100 metri. Mi-am făcut un grid de puncte, de 20 în 20, ca să am o imagine spațială a suprafețelor. Pot să mai aduc, să-mi completez cu o serie de informații la nivel de raster. Cum? Păi, mergând la nivel de date suport, pe care îl avem aici, avem acest grup numit raster internet. Nu trebuie să fac altceva decât să îl trag în zona hărții. Da? O să dureze puțin ca serviciile respective să fie încărcate. Repet încă o dată, ca să fixăm, fac operațiunea asta doar când sunt la birou și am un internet suficient de bun. Ar fi preferabil să nu uit, de aia practic pasul ăsta e un pas pregătitor, da? Nu mă duc și văd ce internet am acolo la cazare, de multe ori poate nu reușesc să trimit niciun e-mail, deci n-aș putea să fac asta, adică aș vrea să fie o chestie spusă și scrisă practic aici, că acest pas necesită un internet relativ decent, altfel efectiv am toate șansele să fiu de-a dreptul plictisit, să stau cu orele și să nu reușesc să fac un banal export, fie și pe suprafață relativ redusă. Da, știu că aici găsesc, uitați, dacă e, pot să mă duc, pentru că noi am văzut aici că avem 25K-ul ăsta exportat. 25K-ul ăsta nu e altceva decât, după cum puteți să vedeți, e același 25K de aici, da? În care, practic, nu e același. Nu e același. Cred că l-am exportat pe al nostru, nu l-am exportat pe cel care e aici. Păi, dacă vreau să mai exportăm și pe ăsta, în esență va trebui să repetăm pașii, deci nu ar trebui să fie nimic complicat. Deci, cu alte cuvinte, da, e o diferență în informație. Cum spuneam, și asta aș vrea să fie, dacă vreți, ideea principală, e în puterea mea să completez cu lucrurile de care am nevoie. Îmi fac niște raster locali. Odată ce mi-am făcut rasterea locali, i-am pregătit, i-am pus în telefon. Și marele avantaj că, indiferent dacă voi avea sau nu voi avea internet, practic o să pot să îi folosesc în teren. Ce o să vreau să facem? Să dăm afară internet, da? Să facem o salvare, să nu rămână așa. Aș vrea să verificăm că, practic, grupul aerian, da, e fixat, am salvat și închidem, practic, aceste explicații.